trei dintre ultimele 5 turnee Premier 5 din circuit. Wozniacki a câștigat la New Haven, la Tokyo și la Beijing. Începe meciul. Iancovici la serviciu. Iancovici are 3 înfrângeri la rând. Spuneam săptămâna trecută, a bătut-o Gheorghes la Toronto. Schiavone a învins-o la Roland Garros. A ratat Wimbledonul Elena Iancovici. Multă instabilitate în cariera sa. A renunțat și la serviciul lui Andrei Pavel. A lucrat cu compatriotul nostru o perioadă. Puțin. Puțin însă. A renunțat la serviciul lui Andrei după Wimbledon. Nu, nu a ratat Wimbledon. A jucat și acolo. A pierdut prim tur la Roland Garros și la Wimbledon. Spuneam, a treia înfrângere la rând cu Gheorghes săptămâna trecută la Toronto. Încercă să obțină puțină formă, să crească puțin în formă înaintea ultimului mare turneu al anului, înaintea ultimului turneu major al anului, US Open. US Open-ul este în exclusivitate la Eurosport între 29 august și 12 septembrie. Iancovici începe bine. Iancovici pare să fie exemplul clasic de jucătoare care clachează în momentul în care ajunge pe prima poziție în clasamentul mondial, în condițiile în care presa pur și simplu s-a urcat pe ea, a atacat-o din toate direcțiile, pentru că nu a câștigat niciun turneu de Grand Slam. A făcut o finală la US Open. Asta s-a întâmplat și cu Dinara Safina. Pare istorie. O amprentă a memoriei, atât Dinara Safina. Nici nu mai e în top 100 acum. Acum un an și jumătate era prima în lume. Acum nici măcar nu este în top 100 și nu cred că va mai reveni în primea 20. Pare consumată, deși nu este foarte în vârstă. Chiar cred că e mai tânără decât Iancovici. În aceeași situație, cred, se află Caroline Wozniacki. Dar Wozniacki pare un caracter mai puternic. Se descurcă mai bine cu presiunea pe care o pune presa pe ea. Wozniacki la fel. Numărul 1 mondial de ceva timp, dar fără vreun succes în turneele mari. Jucat o finală. Tot la US Open. O finală la US Open anul trecut, când a bătut-o Clijsters. Anul ăsta nimic deosebit în turneile mari pentru liderul mondial Wozniacki. Beneșov are o acțiune foarte fluidă la serviciu. Foarte natural lovește minge. Super. Am văzut în câteva meciuri pe ce faică. Are multă naturalețe în joc. O plutire fantastică. Mititică de statură. Ușor fragilă. Și totuși mingea vine cu atâta forță din terenul ei. Asta pentru că are un timing deosebit. Iar e o chestie naturală care nu prea se antrenează. O ai sau nu ai? Ai sau nu ai feeling?
Deci greșește Cehoaica și prima minge de break a meciului. Face break-ul Iancovici. Start bun de joc pentru Srbac. Spuneam, Iancovici, campion aici în 2009, alte două sferturi de finală, e a patra prezență pe tabloul principal și este una dintre cele trei campioane prezente pe tablou anul acesta. Celelalte două sunt rusoicele Zvonareva și Petrova. Benășova încearcă să treacă de primul tur. E la a treia prezență pe tablă. Benășova are un pasaj prost în carieră, nu are încredere. Săptămâna trecută a jucat un turneu mic de 100.000 de euro, atât. Astea au fost premiile totale la Petang, undeva în țara Baștilor, aproape de granița Spaniei, aproape de frontiera Spaniei cu Franța. O ajută Iancovici să revină în meci. Ideea puțină încredere. A fost 40-15, 2-3-0, acum e egalitate. Formidabil. Dublă greșeală. Este a doua.
Apasă cu dreapta și a construit bine punctul Jankovic. Dar în punctul în care a făcut dublă greșeală, pur și simplu nu a avut ritm în serviciul 2. Spuneam și ea într-o perioadă de tranziție. Deocamdată nu are antrenor. În ciuda celor două duble greșeli, Jankovic își ține serviciul.